Hristos s-a născut. Așezăm lângă aceste frumoase colinde un text biblic, Isaia, capitolul 9, primele 7 versete. Pagina Scriptură 689. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care este acum necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și ale lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nuiaua care îl asuprea, le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Să ne așezăm. Profeția lui Isaia, iubiți frați și surori, dragi ascultători, mai poartă numele de Evanghelia Vechiului Testament. De ce dintre toate profețiile, mari sau mici, mai lungi sau mai scurte, de ce numai profeția lui Isaia se califică pentru acest titlu de Evanghelie a Vechiului Testament? Din cauza că aici, în această profeție, mai ales în prima parte a ei, este prezent cu precădere profetic anunțat Domnul Iisus Hristos. Din cauza că avem în Isaia atât profeție despre nașterea Domnului, ba chiar despre viața și activitatea mesianică a lui Hristos, așa cum avem în Isaia 53, cum bine știți, acel poem extraordinar despre patimile Mântuitorului și acolo ne este sugerată până și învierea, victoria lui Hristos asupra morții. Dintre toate cărțile profetice ale Vechiului Testament, Isaia îl profețește cel mai mult, cel mai abundent, dacă vreți, pe Domnul Iisus, venirea în lume și felul în care va acționa Mesia când va veni în lume. Una dintre metaforele pe care le folosește Isaia și aici, în capitolul 9, mai ales legată de întruparea Fiului lui Dumnezeu, este metafora luminii. De aceea, putem să privim aici și să interpretăm în această seară de sărbătoare, de ajun, că venirea lui Hristos în lume, da, născut într-o iesle, vizitat de păstori, apoi de magi, da, cu toate evenimentele din jur, din preajma nașterii Domnului Iisus Hristos, dar venirea Lui în lume poate fi asociată cu o lumină nemai văzută, nemai întâlnită, cu o lumină care vine să frângă, să împiedice, să biruiască întunericul. El va zice mai târziu, eu sunt lumina lumii. Însă pentru a ne putea bucura de lumină, ar trebui să vedem câte ceva despre întuneric. Intitulez mesajul din această seară, De la întuneric la lumină. Se pare că această sintagmă era dragă și apostolului Pavel, care zicea că el ne-a scos din împărăția întunericului și ne-a dus în împărăția
luminii. Dar primul care a înfrânt împărăția întunericului n-am fost noi, nu experiența noastră, ci Domnul Iisus Hristos. Pe El îl înălțăm și îl binecuvântăm și fie ne sărbătorile atinse de lumină, de lumina necreată a lui Dumnezeu, de prezența aceea tainică, dar puternică în inimile noastre. Ceea ce citim de la versetul 2 la versetul 7, acum am rugămintea puțin să mă urmăriți în Scriptură, vom și afișa, dar ceea ce citim aici, citim foarte des, mai ales la sărbători, este un așa numit oracol profetic. Și este într-o succesiune de 4 oracole profetice, așadar trebuie să survolăm și vă rog să-mi îngăduiți să survolăm și capitolul 8, capitolul dinainte, pentru că în capitolul 8, respectiv capitolul 9 până la versetul 7, avem, dragii mei, 4 oracole profetice, 4 profeții specifice, așa cum vom vedea și le vom indica în text, și primele 3 sunt despre întuneric și abia al patrulea este despre lumină. Primele 3 sunt despre întuneric, care înseamnă robie, care înseamnă deznădejde, care înseamnă tulburare, care înseamnă spaimă, spaima a poporului evreu, și cumva întunericul acoperă 3 mesaje profetice și abia al patrulea vorbește despre lumină. De asemenea, o să observăm că există în capitolul 8, în ultima parte, 2 reflexii ale profetului Isaia, reflexii oarecum personale care anticipează al patrulea oracol. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 8, în primele 4 versete, pentru că acolo avem primul din cele 4 oracole. Este vorba despre Asiria și Domnul zice că i-a zis profetului: ia o tablă mare și scrie pe ea, așa ca să se înțeleagă, grăbește de pradă, aruncă-te asupra prăzii. Am luat cu mine niște martori vrednici de credință, zice profetul, pe preotul Urie și pe Zaharia, fiul lui Berechia. M-am apropiat de prorociță, ea a zămislit și a născut un fiu. Observați, vă rog, tema fiului, dar aici într-un sens foarte uman. Apoi Domnul mi-a zis: pune-i numele acelui fiu, Maher Shalal Hashbaz. Grăbește de pradă, aruncă-te asupra prăzii. Căci înainte ca să știe copilul să spună tată și mamă, aici e o curiozitate, de obicei copiii spun prima dată mamă, în Biblie spun tată. Așa că tații și-ar putea dori să fie ca în Biblie. Înainte să spună tată și mamă, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogățiile Damascului și prada Samariei. Acest prim oracol profetic este despre o Asirie înfrântă. O Asirie care pierde prăzile de război. O Asirie care pierde controlul. Și noi vom zice, în seară de ajun, ne vorbești de Asiria? De problemele evreilor? Dar profeția mesianică e pe problemele acelea. La vremea când profeția Isaia, Asiria era cel mai puternic imperiu al momentului și se pregătea să ia cu asalt nordul Israelului, adică tocmai Samaria. Și în chip profetic, Isaia vede o Asirie înfrântă, o Asirie care pierde, o Asirie care slăbește, o Asirie care nu mai e ce a fost, un imperiu care devine o epavă. Dar la vremea profeției, toți se temeau de Asiria. De aceea îi zice în chip simbolic, când se va naște fiul acela, pune-i numele acela lung, Maher Shalal Hashbaz, grăbește de pradă, grăbește și aruncă-te asupra prăzii, iar mesajul acestui nume, tâlcuirea numelui, era ceva de tipul: Asiria a slăbit, du-te și jefuiește-o. Du-te să o învingi, Asiria nu mai e ce-a fost. Așa ceva nu puteai să crezi decât prin credință. Sau nu puteai să vezi decât prin credință. Al doilea oracol profetic, de la versetul 5 până la versetul 10,
Domnul mi-a vorbit iarăși și mi-a zis, pentru că poporul acesta a disprețuit apele din Siloe, care curg lin, și s-a bucurat de Rețin și de fiul lui Remalia, iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei cu toată puterea lui, pretutindeni el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui, va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va ajunge până la gât. Iar aripile întinse ale oastei lui vor umple întinderea țării tale, Emanuele. Scoateți strigăte de război, căci cât voiți, popoare, căci tot veți fi înfrânte. Luați aminte, toți cei ce locuiți departe, pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări, căci Dumnezeu este cu noi. Al doilea oracol este greu de interpretat, cum v-ați dat seama, e greu pentru specialiști, noi suntem deja pierduți. Dacă lor le este greu. Al doilea oracol pare a-l anula pe primul. Nu mai înțelegem, Asiria e slabă sau e puternică? Asiria ne face o fentă? Are o strategie? Cei mai mulți comentatori văd al doilea oracol în termenii următori. Se pare că poporul nu credea în promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că împreună cu regele lor Ahaz, subiect de capitol 7 din Isaia, poporul se depărta de Dumnezeu în loc să se apropie de Dumnezeu. Se pare că între primul oracol și al doilea, care n-au fost în aceeași zi, evident, chiar dacă sunt puse în text unul după celălalt pentru o coerență pur textuală, se pare că poporul nu se conformează, nu crede, nu se întoarce la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu spune, Asiria e puternică. Asiria va veni peste voi ca râul Eufrat, pentru că n-ați iubit, acolo e o frumoasă metaforă, râul Siloe, acela mai mic, al vostru, dar al vostru. Ce ați iubit râurile cele mari, acelea vor veni peste voi. Al treilea oracol, versetul 11 la 15, în sfârșit, apoi mergem la ultimul, al patrulea. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna lui și m-a înfățișat, m-a științat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți, de el să vă înfricoșați și atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor potigni, vor cădea, și vor sfărâma, și se vor sfărâma, vor da un laț, vor da în laț și vor fi prinși. Este al treilea oracol. Al treilea nu mai este nici pentru Ahaz, nici pentru popor, ci este, cum ați văzut, pentru profet și ucenicii profetului. Aici apare o temă recurentă din Vechiul Testament, că o rămășiță mereu se păstrează curată, încrezătoare în Dumnezeu. Iar aici este oracolul rămășiței. Aici avem doar cercul profetului Isaia care crede, care se încăpățânează să fie altfel, să fie diferit. Și apoi urmează, dar nu vom stărui, până la final de capitol și versetul 1 din capitolul 9, două reflecții ale lui Isaia, care am să vi le las să le citiți acasă. Ce urmează apoi, veți vedea, sunt reflecții ale profetului, care se înspăimântă când aude de Asiria, de un posibil atac, de o posibilă robie, de o Asirie ambiguă, ambivalentă, tare și slabă. Dar mereu te ține în gardă cumva tot pericolul acesta. Și reflecția profetului se încheie cu versetul 1 din capitolul 9. Totuși, chiar dacă majoritatea nu este temătoare de Dumnezeu, chiar dacă majoritatea e departe de Domnul, chiar dacă majoritatea stăruie în întuneric, în păcat, în apostazie, în necredință, totuși întunericul nu va domni veșnic. Și în țara lui Zabulon și Neftali,
Acestea sunt cele două regiuni care au fost prima dată duse în robie. De aceea apare Zabulon și Neftali. De aceea în Matei ni se citează din nou despre Zabulon și Neftali, cum Domnul a început propovăduirea în țara lui Zabulon și Neftali, acolo unde a fost întunericul mai mare. Am încercat prin acest survol, sper nu plictisitor, sper. Am încercat să subliniez cât de mare era întunericul când profeția Isaia. Cât de mare era ignoranța, cât de naivi erau evreii, și cei din sud și cei din nord. Am vrut să subliniez cum atunci când Isaia îi se naște copilul acela, băiatul acela, și îl va striga pe uliță, Maher, Shalal, Hashbaz, nimeni nu va lua seama, ba va râde de el. A zis, n-ai găsit un nume mai scurt? Care-i numele și care-i prenumele? Vor avea timp de glume și satiră. Își vor permite lucruri nepermise și poporul se adâncește în întuneric. Și necazul a venit peste ei și în anul 722 regatul de nord este dus în robie și apoi de către Babilon regatul de sud în 586 este dus în robie. Iar aceste date sunt date pătate de sânge, de durere, drame colective ale poporului evreu. Și acum, așa cum se cade să încheiem această seară, al patrulea oracol. Poporul care umbla în întuneric vede acum o mare lumină. Tu înmulțești poporul. Tu îi dai poporului ce? Pace. Tu ridici poporul. Tu aduci lumina în mijlocul întunericului. Când cădem de pe o treaptă pe altă treaptă spre un abis care pare că nu are fund, când întunericul pare de neînvins, o lumină răsare și învinge. Știați că lumina, chiar lumina fizică, este o prezență, iar întunericul este o absență? Știați că lumina nu are substanță? Lumina are substanță, iar întunericul nu are substanță. Știați că lumina este într-un fel ființă, iar întunericul este non-ființă? Întunericul este neant. Și aș vrea să mai știm, înainte de a spune trei principii despre lumina adusă de Hristos, aș vrea să mai știm că întunericul e slab și lumina e puternică. Cel mai elementar exemplu, singurul care aleg să-l dau, este că niciodată luna nu va putea întuneca soarele. Luna nu va învinge soarele, iar dacă totuși avem noapte după zi, este din cauza că soarele ce face? Se retrage. Că există o mișcare a pământului care face soarele absent și atunci întunericul invadează. Așa să credem și în plan spiritual. Întunericul e slab, întunericul este fără ființă, este neant, este hazard. Întunericul nu are putere în comparație cu lumina, iar lumina are putere pentru că nu e un concept, nu e un set de reguli, nu e un set de texte, ci este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Iar lumina din acest text stă sub trei mari principii. Primul în versetul 5, în versetul 3, iertați-mă, 4, al doilea în 5 și apoi în 6. Acolo avem și la 4 și la 5 și la 6 căci sau pentru că. Și cumva aceste frumoase versete care toate încep cu pentru că sau din cauza că sau căci, acolo avem trei calificative ale luminii. În primul rând, lumina înseamnă eliberare. Priviți la versetul 4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui care l-a suprea, le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian și este aluzie la o bătălie care o descrie Scriptura în Judecători, în capitolul 7. Versetul 4 spune că lumina înseamnă eliberare, eliberare din robie, de sub jug. Și sunt trei metafore aici care descriu robia. Zice jugul, apoi spune toiagul și nuiaua care îi asuprea și îi lovea. Pentru noi e greu să ne imaginăm ce înseamnă să fii rob.
Pentru că noi toți ne considerăm liberi. Am fost un pic ironic. Ne considerăm liberi și e bine să ne considerăm. E cam tot ce avem. Să credem că suntem liberi. În momente în care ni se întâmplă lucruri care nu le putem controla, în momente în care asupra realității nu avem nicio putere, ne întrebăm cât de liberi suntem, apoi ne trece. Că între timp ceva s-a întâmplat frumos. Pentru noi e greu să ne imaginăm ce înseamnă robie, pentru că de mult oarecum, nu mai suntem robi. Dacă citim însă istoria secolelor dinainte, din România, nu din alte țări, vom vedea povești cu țărani iobagi, cu oameni robiți, nemâncați, flămânzi. Vezi răscoala de la 1907 și toate tablourile care o redau. Nu o să vedeți țărani cu cravată, nu o să-i vedeți îmbrăcați bine, nu o să-i vedeți pleznind de sănătate, ci îi veți vedea înfometați, cu ochii băgați în orbite. Îi vom vedea amărâți și apăsați, pentru că robia înseamnă apăsare, înseamnă un atac la demnitatea umană. Robia înseamnă mai mult decât foame, decât neputință, mai mult decât lipsă de școală, mai mult decât lipsă de igienă, mult mai mult decât atât. Robia înseamnă un atac la demnitate. Sclavia în Statele Unite ale Americii, știți cât de greu, nu? Cumva a fost eradicată. Într-o țară care a devenit după aceea atât de civilizată, știți războiul dintre nord și sud, știți cum Europa civilizată, partea aceea mai civilizată a lumii, nu? Decât estul, atât de greu a ieșit și s-a scuturat de sclavie. Într-o paranteză fie spus, probabil nu ne-am scuturat și nu ne vom scutura niciodată, pentru că felul în care astăzi, bună oară, anumite multinaționale își subjugă angajații care mor uneori la locul de muncă și vezi, moartea merită o cauză mai bună. Chiar merită o cauză mai bună. Dar capitalismul acesta adesea agresiv, parcă ne împarte din nou în două categorii, câțiva puțini, foarte bogați și tot mai bogați și mulți care robim, conștient sau nu. La căruța aceasta, nu? Împingem la carul acesta. Ne putem întreba asupra libertății noastre. Ceea ce vreau să spun și unde vreau să ajungem, dragii mei, este să înțelegem că venirea lui Hristos în lume nu înseamnă doar o implicare socială, o ridicare a celor robi la un nivel de libertate cât de cât acceptabilă, deși înseamnă și asta, dar e mai mult decât atât. Când zicem lumina înseamnă eliberare, ea ne eliberează de propriile patimi, vicii, de noi înșine. E o eliberare pe care numai Hristos o poate face. Fie aceste sărbători eliberatoare și fie ca să ne despătimim în aceste sărbători, să lăsăm de pe noi tot balastrul, toate chingile, tot ce ne leagă și să zburăm cu inimile, cu sufletele spre Hristos, spre Dumnezeu. Asta e lumina. Lumina înseamnă fără toiagul acela care lovește spinarea, fără nuiaua care asuprește, fără jugul care face rană, care apasă atât de greu, atât de inuman. Asta este, în primul rând, lumina. În al doilea rând, lumina, dragii mei, înseamnă pace. Priviți la versetul 5. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Lumina înseamnă pace. Războiul devine amintire. Războiul devine istorie. Nu ne mai întoarcem la război. Aceste cuvinte au aplicație pentru noi în anul acesta, când ne-am confruntat la granițe cu războiul și cu efectele lui. Se pare că încă n-am plătit toată factura războiului, a mai rămas de plătit și pentru anul viitor. Sigur, asta nu e o veste bună. Se pare că avem factură mare și unii care fac factura s-au gândit că se mai pună și de la ei. Că acum oricum se poate, adică speculează momentul ca să vezi pe ce lume trăim. Nu-i de ajuns că e greu, facem să fie mai greu. Că acum avem un motiv, un pretext. Însă venirea luminii a lui Hristos în lume înseamnă nu doar dezrobire, eliberare, înseamnă pace, înseamnă șalom, înseamnă stare de bine cu tine însuți.
Înseamnă acord între minte și trup. Înseamnă să trăiești în pace, cum zice o veche rugăciune, cu tine, cu cuvintele și cu lucrurile. Să trăiești în pace cu oamenii. Căci doar așa cântau îngerii, cum se spunea, slavă în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ca o urare, zic și acum, fie nesărbătorile cu pace și fie ca nu doar eliberare să fie, ci pace, adâncă pace. Dacă am alergat tot anul prea mult și prea după nimicuri, dacă ne-am stresat de-a lungul anului uneori pentru ce nu merita și am obosit, să ne dea Domnul pace. În suflet, în case, în biserică, în toate ale noastre. El este pacea noastră. Și pacea lui, zice Pavel, să stăpânească în inimile noastre și să fim recunoscători. În fine, versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Aici deja avem următoarea învățătură. Lumina înseamnă speranță, deci înseamnă eliberare, înseamnă pace, înseamnă speranță. Întotdeauna când vine un copil într-o familie, el aduce cu sine prin însăși nașterea sa speranță, viitor. Se spune că acolo unde un copil se naște, în casa în care un copil se naște, casa aceea, neamul acela are ce? Viitor. Sigur, nu știi ce va fi copilul acela, nu știi dacă va trăi, multe se pot întâmpla, dar câte vreme e viu, a venit în familia noastră, deja are viitor. De aceea cea mai grea suferință pe care o poate trăi omul pe pământ este ca să-și îngroape părintele copilul. Știți de ce e atât de greu? E cel mai greu. Știți de ce psihologii spun că asta e suferința maximă pe care omul o poate atinge pe pământ? Știți de ce? Pentru că își îngroapă odată cu copilul, ce? Oare ce vreau să zic? Viitorul. Desigur că nu stă viitorul și destinul unui om în alt om, desigur. Dar pentru că acela e copilul și pentru că suntem structurați să credem noi ca părinți că el trebuie să ne supraviețuiască nouă într-un chip firesc, atunci credem că totul s-a năruit, totul s-a dus. Copil înseamnă viitor pentru noi. Când un copil se naște, dacă e sănătos, dacă e bine, dacă e și cu minte, dacă e și credincios, dacă și ne aduce note bune, dacă se și însoară bine, ori se mărită, dacă se face și păstor, ce să mai zic? Mai puneți dumneavoastră. Dacă bifează tot, cum nu e el viitorul? Cum nu te uiți la el ca la o lumină care se arată înaintea ta? Da, tu apui, dar el abia ce face? Răsare. Da, tu te micșorezi, dar el tocmai crește. Un copil a oricăruia dintre noi, venind în lume, aduce cu sine atâta speranță, atâta bucurie, atâta perspectivă. Și acum ascultați, dar dacă acel copil e Dumnezeu, dar dacă e 100% om și 100% Dumnezeu. Costache Ioanid, într-o poezie superbă, transformată în colindă, a prins paradoxul acesta zicând: dormi, copile rege, domn și rob sub lege, slugă fără plată, prunc la piept și tată. Dormi, odraslă mică, maica ta ți-e fică. Dormi ușor la sân, roadă și stăpân. Dormi ușor, copile, troienii de zile, înger de departe, preot, fără moarte. Tu vii din lumină, eu de jos, din tine. Tu din raiul sfânt, eu de pe pământ. Dormi, copil de taină, bogat fără haină, păstor fără stână, logos în țărână. Mama îți dă hrană, tu îi dai coroană. Mama îți dă alin, tu îi dai chip divin. Dormi, copil, durere, miel pentru junghiere, eu te cresc spre cruce, tu spre cerul dulce. Eu te cresc să sângeri,
Tu mă crești spre îngeri? Maică-ți ies eu, Tu-mi ești Dumnezeu. Frumusețea capitolului 9, dar în special versetul 6 și 7, asupra căruia nu stăruim, este tocmai acest paradox al copilului rege, al copilului care domnește, iar copil înseamnă speranță. Va veni un copil care va domni, care nu se va teme. Va veni, spune Isaia, un copil care va lupta cu tot întunericul, dar nu numai că va lupta, îl va învinge. Care nu-i va nimici pe toți oamenii răi, ci va învinge potențial, știți, potențial, răul în sine. Va veni și va lupta cu răul din om, va veni și va lupta cu toată neputința umană, va veni să ridice rasa umană, va veni să ne arate cum e să fii om desăvârșit, spre care tindem cu toții. Slăvită fie venirea Lui! Și fie ca aceste sărbători să fie cu eliberare, cu pace, dar și cu multă speranță, cu multă nădejde. Amin. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea să vă invit la o rugăciune de mulțumire pentru o așa frumoasă seară și de încredințare a noastră în mâna lui Dumnezeu. Înainte însă de rugăciune, aș vrea să prefacez cu un fragment dintr-un imn pe care corul nu l-a cântat, dar pe care aș vrea să-l cânt eu. E un imn care s-a scris în secolul 4 de un anume Efrem Sirul, un sirian. Nici n-ai zice că din Siria ar putea ieși așa ceva. Acolo unde simțiți să spuneți amin, vă rog să nu vă rețineți, pentru că citirea mea, lectura mea este spre rugăciune și după ce îl vom încheia, ne vom ruga cu cuvintele noastre și să ne asculte Dumnezeu. Să ne alegem cuvintele în această zi a mântuirii, să nu rostim nimic de prisos, ca să nu fim noi de prisos pentru ea. Aceasta e noaptea împăcării, nimeni încruntat și întunecat să nu fie în ea. În această noapte care dă pace tuturor, nimeni să nu amenințe și să nu facă tărăboi. Aceasta e noaptea celui blând, nimeni să nu fie amar și aprig în ea. În această noapte a celui smerit, nimeni să nu fie trufaș și mândru. În această zi a iertării, nimeni să nu-și răzbune vreo greșeală. În această zi a bucuriei, să nu împărțim dureri. În această zi blândă, să nu fim aprigi. În această zi liniștită, să nu fim arțăgoși. În această zi în care Dumnezeu a venit la păcătoși, cel drept să nu se ridice în cugetul său mai presus de cel păcătos. În această zi în care Domnul a venit la robii săi să plece și stăpânii în iubire spre robii lor. În această zi ni s-a arătat un dar pe care nu l-am cerut. Să dăm așadar milostenie celor care ne-o cer cu glas mare. Aceasta e ziua care a deschis rugăciunilor noastre ușa înaltului cerului. Și noi să deschidem ușile noastre celor care ne-au greșit și ne roagă de iertare. Domnul firilor s-a schimbat azi împotriva firii lui. Nici nouă să nu ne fie greu să ne schimbăm voia cea rea. Astăzi dumnezeirea s-a întipărit pe sine însuși în umanitate, ca și umanitatea să se întipărească și să se facă podoabă în pecetea dumnezeirii